Următoarea scenă, tot din Talismanul, actul 1, scena 8. Se întâmplă între două personaje, pe numele lor Titus și Salome. Sunt personaje ușor ciudate, par ușor ciudate, din cauza părului lor roșcat. Sunt un fel de outsideri ale societății, privite, bineînțeles, cu prejudecată. Se întâlnesc la o fântână, ea este sătulă, da, pentru că a mâncat prea mult, el este înfometat și atunci, în viziunea mea, el își creează o strategie prin a se înfructa, să zic așa, din bucata de pâine pe care Salome o are cu ea. În mod special, atunci când se lucrează această scenă, trebuie să fim foarte atenți la felul de a vorbi al lui Titus. Pentru că acolo este, cum să zicem așa, clul, da? Felul lui pompos, da? Și pedant de a discuta și de a prezenta lucrurile o face pe Salome să rămână cu gura căscată. Pentru ea este un prinț care scoate pe gură perle și îi place să-l asculte. Iar el profită, simte această slăbiciune și profită de acest, cum să zic, atribut al lui, acest șarm al lui, prin a o convinge până la urmă ca pe Salome ca să îi dea o bucată de pâine. De asemenea, trebuie să fim atenți la aparteuri. De regulă, aparteul pe care actorul îl face pe scenă este pentru public. Da? Iese pentru un moment scurt, o perioadă scurtă din rol și vorbește pentru public. În așa fel încât convenția este clară. Partenerul nu-l aude, nu înțelege și nu știe ce rostește el. Însă, în această scenă, aparteul acesta este cumva dat la jumătate, în sensul că Salome îl aude ceea ce spune și îl înțelege și îi răspunde la ceea ce spune. Aparteul, în general, este o tehnică teatrală, este o modalitate a actorului de a-și exprima gândurile direct către public, fără ca partenerul să le audă, fără să ia cunoștință de ele. Această scenă, ca și cealaltă dintre Flora și Plutzerkern, au fost alese pentru că sunt scene simple, sunt ușor de înțeles de copii, de asemenea eu cred că sunt ușor de jucat, pentru că au caractere foarte clare și situația, de asemenea, ușor de a fi înțeleasă și de a fi jucată. Un sfat, pentru că discursul lui Titus este puțin pompos, poate este destul de greu accesibil pentru copii. Copiii va trebui să, în primul rând, să ia dicționarul în mână și apoi să încerce să pună cuvintele sau discursul lui Titus, să-l pună în propriile lor cuvinte, să-l rostească așa cum îl înțeleg ei.